e plină de îndurare. Străpusă e de vina mea. Când sunt căzut, mă ține a ta mână și mâna ta las viața mea. Când vânt turbat mă acoperi cu a ta mână și trec prin val. Bine v-am regăsit! Pentru întâlnirea noastră de Dincolo de muzică și versuri, Florin Modog vine tocmai din Chicago. De fapt, vorba vine pentru că el rămâne acolo, noi de asemenea locului ne ținem, totuși vom sta față în față pentru a afla cât mai multe despre Florin Modog, care atâta timp cât a locuit în România a fost membru al formației Quo Vadis, apoi al formației Maranata din Oradea, pentru care a scris muzica și textele, iar acum ne va spune el despre viața sa muzicală din America și despre multe alte aspecte adiacente. Salut, Florin! Mulțumim pentru că ai venit alături de noi! Vă salut și eu, Anca, și vă spun bun venit la Chicago, chiar dacă nu mai pe calea undelor. Sperăm într-o zi să fim chiar împreună, să putem discuta. Asta când vei reveni în România. Dar spune-mi, cu ce te-a cucerit America, așa încât ai hotărât să rămâi acolo? Pot să spun foarte simplu că America m-a cucerit cu un singur lucru. Prietena mea era aici, în Chicago, de-aia am și rămas în Chicago, probabil. Și a fost principalul motiv care m-a cucerit ca să rămân aici, în Chicago. Dragostea. Dragostea. Frumos. Și cum e viața acolo? Și cum e viața muzicală, mai ales? Pentru că suntem la o emisiune care are de-a face cu muzica, ce are mesaj creștin. Muzica sau viața muzicală în Chicago este mult mai bună decât eu mă așteptam atunci când am rămas aici. Se cântă mult, se promovează muzică, bisericile sunt involvate în a face muzică, în a promova muzică, programele noastre din biserică au o mare parte muzicală și probabil asta a fost un motiv pentru care eu am putut să mă acomodez destul de ușor, găsindu-mi un loc în muzică aici și chiar în următoarele zile după ce am rămas aici, am intrat în grupul de închinare al bisericii și uite așa mi-am dat drumul foarte ușor aici și acomodarea mea a fost mai ușoară. Ai decis să rămâi în comunitate de români, în biserică românească? Da, am decis pentru că prietena mea în acea vreme, acum soția mea, era în această biserică și mi-a plăcut această biserică în mod deosebit. Am venit împreună cu grupul Maranata aici, am cântat la un program și oarecumva am prins așa priză la biserica aceasta. Mi-a plăcut foarte mult și am rămas aici. Clar, asta e bine că ați făcut click și tu și biserica și comunitatea de acolo. Spune-ne, după cum ai văzut tu lucrurile, tu știu că lucrezi și în timpul liber faci muzică, dar după cum ai văzut tu lucrurile acolo, e posibil să fii român și totuși să trăiești din muzică, să fii muzician acolo în America? Cunosc cazuri speciale în care oamenii încearcă să trăiască din muzică. Personal, nu cred că e o idee foarte bună atâta timp cât ai o familie. Cred că trebuie să ai un venit sigur. Și nu cred că muzica, în mod deosebit, ți-ar aduce venitul necesar pentru... Probabil trebuie să fii la o scară foarte înaltă, să faci lucrul acesta, să promovezi muzică, să ai investiție în muzică, în aparatură, în tot ce ține de muzică și de studio. Personal, nu cred că este o idee, cel puțin în dreptul meu acum. Deși tu ai un studio. Am un studio de producție, am un studio unde promovez muzica, unde fac partea acustică, dar... fiind cunoscut aici în societate, în comunitatea română, de multe ori trebuie să lucrez pentru prieteni. Și când lucrez pentru prieteni, lucrez pentru prieteni. Și pentru prietenie, așa, pe prietenie. Da. Da, am înțeles. Deci, prietenia noastră se consolidează și rămânem cu prietenia.
un lucru extrem de prețios, dar Da. prețioasă este și muzica și mă întreb cât de mult, ce fel de modificări a suferit muzica ta odată cu mutarea ta în America? Cred că muzica a avut modificări mari și a suferit modificări mari. Personal pot să spun, când eram în România, scriam muzică pentru activitatea care făceam atunci, cu grupul Maranata. Participam la foarte multe evangelizări. Am cântat pe stadioane la evangelizări, în case de cultură, afară, în spațiu liber. Și muzica pe care o scriam era cu tentă evangelistică, cu mesaj evangelistic, cu mesaj de chemare. Ei, când am venit în America, muzica mea s-a schimbat. Am început să scriu mesaje de închinare, mesaje de adorare. Muzica, efectiv, a fost schimbată prin faptul că stilul de muzică l-am adoptat, stilul de închinare, stilul de worship and praise, probabil, care îl avem aici. Și datorită faptului că activitatea mea s-a concretizat în închinare și în laudă și normal a trebuit să-mi schimb și muzica și stilul de a compune. Dar cum ai trecut de la evangelizare la închinare? Ei, am trecut destul de ușor. Ce s-a întâmplat? Încă tind să cred că acel stil care a fost în România de evangelizare încă mă caracterizează. Muzica de închinare o scriu mult mai ușor, pentru că starea, sau cum să spună, starea în care mă aflu atunci când scriu melodia este, trebuie să fie o stare bună, o stare de închinare, o stare de adorare și cuvintele nu trebuie să fie neapărat foarte sofisticate. So, cuvintele poate să fie cuvinte simple de închinare, ceea ce și trebuie să fie de fapt muzica de închinare, o muzică simplă, o muzică care să motiveze publicul la închinare, fără ca versurile sau ritmul sau alte lucruri să împiedice lucrul acesta. Cred că muzica pe care o fac acum este muzică mult mai simplă, versurile sunt mult mai simple, tocmai din acest motiv, pentru că doresc și vreau ca biserica sau un loc unde cânt oamenii să primească muzica ușor și să-i ajute să se închine în fața lui Dumnezeu. Asta este obiectivul meu principal. Acum, dacă tot ne-ai făcut curioși, spune-ne cum e cu muzica de evangelizare. Reiese că, pentru tine cel puțin, muzica aceea e mai dificil de făcut. Și probabil și texte și... Este mai dificil. Ce scriam, când eram în România, scriam muzica aceea în urma unei situații din viața mea. Muzica aceea a fost foarte personală. Sau au fost unele cântări pe care nu le-am înțeles de ce trebuie să le scriu. Cum așa? Dar am aflat mai târziu. Una dintre ele, o piesă care mi este foarte dragă, mi este M-a atins un înger. Să știi că e destul de cunoscută. Chiar foarte. Da, este o melodie cunoscută. Am scris-o într-o biserică din România, din orașul meu natal, Alești. Era biserica goală, era un pian acolo destul de slăbuț. M-am pus acolo și efectiv am scris cântarea asta în aproximativ 4-5 minute cu tot. Deci muzică și versuri. Un record incredibil. Cum s-a petrecut? Întotdeauna am un aliat care probabil nu se vede, dar... Un înger, da? Pot să spun că... Ia, un înger. Pot să spun că probabil nu se întâmplă la multe persoane lucrul acesta. Sunt anumite cântări pe care efectiv le aud și doar le scriu pe hârtie. Deci, efectiv, ca și cum cineva ar cânta în apropierea mea muzica respectivă, versurile respective și efectiv le pun pe hârtie. Deci asta e un record pentru că doar scriu ceea ce aud. No? Ok, pentru asta trebuie să ai, cum să spun, trebuie să ai acea stare sufletească ca să poți să faci lucrul acesta. Dar la acest cântec, M-a atins un înger, ai primit și textul? Așa cum da, știm deci noi acum? Da, deci tot a fost odată. Deci dacă aș putea să vă arăt ciorna, hârtia respectivă,
nu sunt modificări pe ea, probabil doar de punctuație sau ceva foarte mici modificări. Deci efectiv am scris-o cursiv și atunci întrebarea mea ca și scriitor sau ca și compozitor a fost de ce am primit cântarea în felul următor și pentru ce? Că personal nu am simțit că este un cântec personal pentru mine. Și mai târziu, unul dintre colegii mei de la Maranata, Gabriel, care a fost vocalistul nostru pentru o perioadă de vreo 4 ani, a luat aceste cântări și a făcut un mic turneu în Statele Unite și a ajuns în Atlanta, unde după ce a cântat acest cântec, un tânăr s-a apropiat de el și i-a spus: Gabi, mă bucur așa de mult să te aud cântând aici live, pentru că iubesc acest cântec, această melodie, pentru că mi-a salvat viața. Nu am înțeles de ce și cum și atunci mi-a spus că a fost într-un moment negru a vieții lui în care a vrut efectiv să-și ia viața, acest tânăr. Și având acest CD-ul în mașină, a ascultat această melodie și l-a oprit din toată alergarea aceasta și efectiv a meditat și acest tânăr după câtva timp s-a întors în biserică. Și aceasta era mărturia lui scurtă, care a adus-o lui Gabi. Și Gabi m-a sunat imediat și mi-a spus: Florin, uite ce am auzit despre acest cântec, uite ce mi s-a spus despre acest cântec. Și probabil că a mai avut efecte asupra altor persoane, dar cel puțin m-a înviorat personal și mi-a dat așa un imbold să cred că acest cântec l-a scris pentru această persoană. Chiar dacă nu ar fi fost cunoscut, chiar dacă nu ar fi fost promovat, doar această persoană ar fi avut efect asupra acestei persoane, era suficient. Un răspuns suficient de mare pentru mine ca să înțeleg de ce a trebuit să scriu acest cântec. Extraordinară poveste. Mă întreb dacă ți-a schimbat felul în care privești muzica, felul în care scrii muzica. Am continuat să scriu aceeași muzică în România pentru că, așa cum am spus înainte, cumva mă caracterizează acel stil de muzică. Deci îmi place să scriu ceea ce simt, ceea ce trăiesc, ceea ce despre lucrurile care mă înconjoară și este cel mai simplu să scrii despre ele. Pentru că le trăiești, le simți și probabil din această cauză și piesele mele au o greutate emoțională, cumva să spun, pentru că pun suflet și pun tot ce am într-o melodie atunci când o scriu. Dar atunci când scrii un cântec, te gândești, este undeva în mintea ta povestea asta despre care știi, faptul că un cântec al tău a schimbat viața cuiva. Acum când scrii câte un cântec, te mai gândești la asemenea situații? Că s-ar putea repeta, că ar putea avea un impact asemănător? Să fiu sincer, acum când scriu, așa cum am spus adineaori, muzica pe care o scriu, o scriu cu un alt scop. O scriu cu scopul de a conduce oamenii în închinare. Încerc să o scriu foarte simplu, foarte, foarte simplu, și încerc să urmăresc rezultatele, să văd dacă biserica unde cânt primesc aceste cântări, se pot închina, îi ajută cu ceva sau nu îi ajută cu ceva. Și atunci crezi că muzica asta pe care o faci acum, de închinare, n-ar putea avea un asemenea efect de salvare a unei vieți? Într-un anumit context. Este o întrebare pe care eu mă pun frecvent. Și personal încă nu am un răspuns 100%, dar bazat pe faptul că tot ceea ce primesc din partea Domnului, cred că și aceste cuvinte, indiferent care sunt mesajul lor, au o greutate anume. Și am văzut oameni care s-au întors la muzică de închinare, nu neapărat la muzică de evangelizare, oameni care au fost atinși prin muzica de închinare. Recent avem în biserica noastră o experiență, o familie de americani au venit în biserica noastră și chiar dacă nu au înțeles cuvintele cântărilor, au fost atinși de melodia cântării. Și am primit un feedback destul de frumos de la ei, deci s-au simțit extraordinar și au putut să se închine împreună cu noi prin muzică, chiar dacă versurile nu au fost traduse atunci pentru ei. Și cred că și muzica aceasta de închinare are un
un anume efect în viața, în viața cântărețului, în viața ascultătorului, în viața închinătorului. Personal, ca și compozitor, le văd două părți total distincte. Și ceea ce mă face câteodată să scriu muzică și de închinare și de evangelizare, și nu vreau să las acest obicei bun, zic eu, să uit un anumit model de muzică. Încă n-am făcut clar pentru telespectatorii noștri în ce fel de formație ești acum, cum se numește, ce își propune. Hai să spun eu în română, e vorba de 70x7 Worship Band, adică 70x7 trupa de închinare, cam așa, da? Da, ia. Yeah. Trupa aceasta am format în 2003. Avem o viziune asupra închinării. Adică vreau să schimb ceva, nu neapărat în stilul de închinare al bisericii, ci în stilul meu personal de închinare. Vreau să fiu mai dinamic, vreau să fiu mai original în închinare, vreau să fiu mai prietenos, pot să spun așa, cu publicul, și atunci am ales să fac un grup care să promoveze încetul cu încetul, să promoveze muzica și stilul pe care îl face. În sensul acesta am început și am scris cântări. Am scris cântări de închinare. Majoritatea dintre ele sunt pe CD-ul. Pe CD-ul intitulat Live. Așa se cheamă CD-ul vostru. Da. Majoritatea le-am așezat acolo. A fost un mare test pentru mine să văd dacă muzica pe care o scriu, biserica o acceptă și oamenii o cântă. S-au început cu timp, cu mult timp înainte, probabil până 2004-2005, să introduc încet melodiile și piesele mele în biserică. Să le învăț împreună cu biserica, să le fac foarte familiare pentru biserică. Dar până atunci ce se cânta înainte să le introduci încetul cu încetul? Ei, se cântă ce se cântă și astăzi. Nu se cântă numai piesele mele, se cântă din repertoriu internațional. A, deci ale americanilor. Americanilor, traduse, netraduse. Deci muzica contemporană, o să spun, de worship. Însă acum dar, era muzica unuia dintre voi. Pentru că tu introduceai compozițiile tale. Acum și celălalt band, suntem două trupe de închinare aici în biserică, și cealaltă trupă introduc stilul lor de închinare. Dar și compoziția ale lor? Și compoziția ale lor, dar, deci, probabil nu așa de frecvent cum am făcut-o noi, dar au și ei anumite piese ale lor care biserica le cântă. Vreau să știu cum ți-a venit ideea de a face acest album intitulat Live. Știu, tu ai spus pentru că orice creștin trebuie să fie live, adică viu, în relația lui cu Dumnezeu. Dar cum te-ai gândit să înregistrezi o întâlnire de închinare și acesta să fie albumul vostru, al grupului vostru 70x7 Worship Band? Ideea mi-a venit în urma unei invitații. Noi avem, pot să spun, mini-concerte în biserică. Ce înseamnă asta? Fiecare trupă își aranjează 2, 3, 4 melodii împreună, le pregătesc în mod deosebit pentru seara respectivă și în seara respectivă, în cadrul programului de muzică, această trupă susține acest mini-concert. Îi spunem noi pentru că sunt vreo 4 sau, în cel mai fericit caz, 5 melodii. Sau am primit o astfel de invitație și noi cu grupul să facem lucrul acesta și știind că în seara aceea suntem și la închinare, mi-a venit această idee să facem un recording la aceste cântări și să le avem undeva în caz că avem nevoie de ele. Nu neapărat a fost prima idee că o să fac un CD-ul cu ele. Nu sunt tipul care risc foarte mult. Deci îmi place dacă e ceva nou să fiu foarte, foarte pregătit. Și nu am știut dacă o să iasă, am știut că este o intenție foarte mare, bună în același timp, dar nu am știut dacă o să iasă o calitate în așa fel încât să pot să-l distribui, să-l promovez, acest CD-ul. Am apelat la studioul cu care lucrez din Detroit și am făcut înregistrare live în biserică.
pentru că am vrut într-o anumită parte să prind și sunetul bisericii. Deci muzica, biserica în închinare. Ei, probabil că în seara aia frații nu au fost așa dispuși să cânte. S-au renunțat la această idee și a rămas doar la track-urile noastre pe care noi le-am înregistrat. Am observat că au ieșit bine și atunci a început să se înfiripe ideea cu lansarea unui CD-ul, cu promovarea CD-ul, cu înregistrarea unui CD-ul. Am lucrat la editing, mastering, l-am așezat, l-am aranjat și a ieșit produsul final. Acum pot să spun că calitatea este extraordinară, nu pot să spun că este extraordinară, dar de aceea am subliniat și subliniez, a fost înregistrat live în timpul programului de închinare și ce urmăresc prin el, urmăresc doar ca muzica aceasta să ajungă mai departe. Și unde poate fi ascultată muzica asta? Nu am făcut foarte... nu am făcut foarte multe lucruri cu ea, recunosc. Vreau să o promovez în România prin Societatea Pentecostală de Misiune din Oradea. Am luat contact cu anumite posturi de radio din România care poate să promoveze muzica aceasta. Nefiind acolo, este puțin mai greu să promovez. Dar până atunci, CD-ul nu există respectiv un site sau un loc pe internet în care poate fi ascultată? Nu descărcată, ascultată. Numai pe site-ul nostru. Care e? Care este www.7x7worshipband.com. Așa, deci acolo se poate asculta. Se poate asculta piesele respective. Sper că vara aceasta, cel târziu, să promovăm acest CD și în România. Deci ideea mea este aceasta, să promovez muzica aceasta și să ajungă CD-ul la în locuri în care... La cât mai mulți oameni, dar e normal, pentru că de aceea l-ați și făcut. Încă un lucru în finalul întâlnirii, pentru că nu mai avem mult timp. Spune-ne de ce 70x7 Worship Band? De ce numele ăsta? Mi-a plăcut numele, în primul rând, pentru mesajul care îl transmite acest nume. Care e mesajul? Acest numele. Este un mesaj de iertare. L-am găsit în Biblie, l-am găsit în Genesa prima dată și nu era un mesaj de iertare, era un mesaj de răzbunare. Apoi mai târziu l-am găsit în Matei 18 și am găsit că este un mesaj de iertare. Un mesaj care trebuie să-l promovăm indiferent dacă noi suntem în locul acela sau nu. Adică te referi la momentul în care Iisus le-a spus ucenicilor care l-au întrebat de câte ori trebuie să ierte pe cineva, Iisus le-a spus ucenicilor de 70 de ori câte 7 pe zi. Da. Adică mereu. Mai exact este Matei 18, 21-22, dacă nu greșesc acest paragraf. Am început foarte, foarte timid și datorită acestui fapt, cred că numele și-a luat contura. A trebuit să ne iertăm foarte mult în trupă prima dată când am început, pentru că am avut majoritatea din band erau începători atunci când am început în 2003. De exemplu, chitaristul bas nu cântase la bas niciodată până atunci. Aha, deci de acolo ați pornit și ați ajuns la ceea ce oamenii vor putea asculta pe site-ul vostru, 70x7worshipband.com. Ok. Acolo vă vor putea găsi telespectatorii noștri care au aflat de voi prin intermediul acestei întâlniri și te mai rugăm doar să ne spui ce ne-ai adus în finalul întâlnirii, ce cântec de pe acest album live. În finalul întâlnirii aș vrea să cântă piesa Mâna Ta. Este o piesă extraordinară, pot să spun, are un mesaj frumos și am scris-o într-un moment frumos. Îmi place acest cântec, îmi plac toate melodiile de fapt de pe CD-ul, dar acest cântec are cumva o deosebită atingere pentru inima mea. De ce? Spune-ne doar în două vorbe. Tot a pornit de la o idee despre mâna Domnului Iisus Hristos. Atunci când a fost pironit, atunci când a fost răstignit, întrebarea mea a fost ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul Iisus nu și-ar fi întins mâinile pentru noi. Am înțeles. Restul îl vom asculta în cântec. Mulțumim mult, Florin Modoc. Te ascultăm. Stimați prieteni,
Acesta este invitatul nostru, a fost invitatul nostru de astăzi, Florin Modoc, tocmai din Chicago. Îl las pe el să încheie această întâlnire cu un cântec, așa cum ne e bunul obicei. Dumneavoastră vă doresc toate cele bune până data viitoare, aici, la Dincolo de Muzică și Versuri. Mâna ta e plină de îndurare, străpusă e de vina mea. Când sunt căzut, mă ține a ta mână și-n mâna ta las viața mea. Mâna ta e plină de îndurare, străpusă e de vina mea. Când sunt căzut, mă ține a ta mână și-n mâna ta las viața mea. Când vânt turbat mă acoper cu a ta mână și trec prin val victorios, căci mâna ta e forța ce mă ține, e mâna ta de creator. Ține-mă strâns cu ea în orice vreme și voi păși mereu învingător, căci mâna ta e forța ce mă ține, e mâna ta de creator. Ține-mă strâns cu ea în orice vreme și voi păși mereu învingător. Mâna ta e plină de îndurare, străpusă e de vina mea. Când sunt căzut, mă ține a ta mână și mâna ta las viața mea. Când vânt turbat mă acoper cu a ta mână și trec prin val victorios, căci mâna ta e forța ce mă ține, e mâna ta de creator. Ține-mă strâns cu ea în orice vreme și voi păși mereu învingător, căci mâna ta e forța ce mă ține, e mâna ta de creator. Ține-mă strâns cu ea în orice vreme și voi păși mereu învingător.